Cristina este doar una dintre victimele infractorilor de pe internet. Am observat în tranzacții pur întâmplător că există sume care sunt retrase din contul meu, sunt sume mici. M-am uitat în istoric și am văzut că s-a întâmplat în ultimele luni în mod constant lucrul ăsta. În astfel de situații, posibilitatea poate să plece și de la prejudicii de 10, 15, 100 de lei mici, dar cumulate de la foarte multe persoane să genereze un prejudiciu cumulat foarte mare. 2023 a adus un nou pericol. Atacatorii au început să utilizeze inclusiv inteligența artificială pentru a fura date sau sume din conturi. Tranzacțiile au crescut și totodată au crescut și tipurile astea de atacuri, adică vedem mai multe scenarii pe care atacatorii le folosesc pentru a prinde utilizatorii în capcană. Totodată știm că a luat amploare și acest fenomen al AI-ului, a inteligenței artificiale, iar atacatorii se folosesc de astfel de instrumente, cum sunt aceste instrumente de tip text-to-speech, prin care își fac aceste fișiere audio pe care le utilizează mai departe peste clipuri, ca să pară că premierul sau președintele girează un anumit program de investiții. Se folosesc de soluții de tip ChatGPT pentru a face textul în limba română să fie unul perfect. Oficialii spun că inventivitatea atacatorilor a crescut anul acesta. Se folosească de imaginea unei firme de curierat, de imaginea unui brand cunoscut, de imaginea unei bănci cunoscute și să ne convingă să ne introducem acolo date personale, date de card, foarte important, datele de card. Dincolo de această metodă, polițiștii s-au confruntat cu o creștere a numărului de persoane care a reclamat că au fost păcălite să investească în criptomonede sau în fonduri de investiții. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că suntem expuși capcanelor online în fiecare secundă. Trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi este expus zilnic la atacuri cibernetice. Finalul de an aduce și cele mai multe provocări. Polițiștii spun că din momentul Black Friday, apetitul cumpărătorilor crește până în ultima zi a anului, iar atacatorii știu asta. O tentație la modă în ultima vreme este zona investițiilor. În ultima perioadă, de exemplu, au fost foarte mult utilizate aceste capcane legate de fraudele cu investiții, în contextul în care se promiteau câștiguri fabuloase de 1000 de lei pe lună cu investiții de câte 1000 de lei, 1500 de lei. Cineva a pierdut chiar 200.000 de euro într-o astfel de afacere. Și surprinzător sau nu, nu sunt neapărat persoane neavizate care intră în această capcană. Au existat situații în care în câteva ore cineva a pierdut o sumă importantă de bani, care era o persoană extrem de tehnică, lucra și în domeniul bancar, lucra și în domeniul IT. În primele 10 luni ale anului au fost aproape 5.000 de sesizări de infracțiuni online față de doar 2.600 anul trecut. Pe lângă aceste reclamații sunt multe cazuri în care victimele nu sesizează poliția și acceptă paguba.